În cazul în care Ionel Manțoc va fi înlăturat din Partidul Democrat Liberal de la Gorj, efectele se vor resimți mai târziu, iar acestea vor fi în detrimentul partidului, este de părere Ion Bârcă, primarul comunei Turburea. Greșeala noastră, o să ne dăm cu stângul în dreptul în cel mai scurt timp, pentru că eliminarea lui domnul Manțoc din Partidul Democrat Liberal o să fie o greșeală care o plătim mai târziu. Asta poate să fie cine o fi și le-o spun pe nume. În primul rând, domnul Manțoc are rolul dânsului în partidul acesta. Bârcă le propune șefilor Democrat Liberal de la Gorj să se gândească bine atunci când iau o hotărâre în privința lui Manțoc și este de părere că acest lucru se va și întâmpla. Eu consider că o să mai fac analize în situația aceasta și să nu se ia o decizie pripită. Situația lui Ionel Manțoc și Iustin Moța va fi discutată în cadrul următoarelor ședințe ale Biroului Permanent Județean al Partidului. Președintele filialei PDL, Ion Rușeț, a declarat presei cu puțin timp în urmă că va pune în discuție suspendarea celor doi din formațiunea politică din cauza dosarelor penale pe care le au.